Vorbind despre protecționismul care l-a aplicat domnul Chertoacă și domnul Poiat, îmi pare foarte rău că au plecat din această sală, nici ne-au văzut pe noi, au văzut fețele în răutăcioasă și au plecat. Este un act care, da, este un act care arată de fapt cât de mic el este în fața noastră, dar iarăși problemele lui nu mai atingem. Dumnealui a fost cel care alături de cei care au demontat panourile au mers pe strada Bulevardul Ștefan cel Mare și au spus, totul este perfect legal, totul este ok. Avem aici persoane care au spus că panourile companiilor din familia care aparțin familiei Chertoacă nu au fost atinse. Avem și persoane care mi-au arătat billboard-uri care ele chiar arată bine, care sunt făcute după standardul ăsta, să spunem european, de ce nu, ele arată bine și ele au fost demontate. Și iată, domnul Poiată nu are măcar curajul să vină să vă spună în față că ok, da, eu, da, măcar ceva, măcar bună ziua, la revedere.